mers inițial la un chioșc din centrul Chișinăului, din apropierea grădinii publice Ștefan cel Mare și Sfânt. Îl însur. Care? Sur. Din ulei? Da. Imediat cum Andrei a cumpărat țigările, ne-am apropiat de vânzătoare pentru a o întreba dacă cunoaște că este ilegal să vinzi țigări persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. Explicația acesteia a fost aproape halucinantă. Bună ziua! Noi suntem de la Ziarul de Gata și vrem să vă întrebăm dacă vreau să știți că nu este interzis să vinzi țigări de minori. Da, știu. Știm? Știu. Adică știți? La persoana care era de 15 ani. Ați vândut acum băiatului respectiv țigări? Nu. Păi acum cu 10 secunde urmă. N-am vândut țigări. N-ați vândut țigări. Dar noi am văzut, v-am filmat, adică cum vedeți că v-ați schimbat. Dar eu n-am vândut țigări. Eu am schimbat 50 de lei. Păi nu, doamnă, v-am văzut, el a cumpărat țigări. Eu am schimbat 50 de lei. Am înțeles. Dar dumneavoastră vindeți țigări ca tare minori când vin? Eu nu vând țigări, eu dacă văd eu îl întreb cât el are.